2, 10, 2. De repetiți. Avem aici multe butoane, eu nu știu să le folosesc, Mihai mai știe din când în când, dar mă ceartă dacă le ating că le stric. Avem aici o boxă de nuntă și încă una mai acolo, sunt foarte scumpe și foarte mari, se aud foarte bine. Avem aici o putere ca să cânte muzica bine, aici avem poți să faci mușchi, așa, e super mișto, la el lucrez. Aici sunt tobe, duba, aici bate Bogdan, aici este o chitară bas, cântă la bas. Aici avem asta în caz că este cald, face cald de fapt, pedală pentru bas, amplificator pentru bas care cântă bas. Avem aici o canapea lungă, avem o pedală de chitară, niște băieți, ei sunt trupa Pyroblast, hei, uite! Avem acolo amplificatoare, mai multe amplificatoare, un radiator pentru căldură. Aceasta este chitara mea personală. Aici este un pian la care cânti dingi dingi. Asta este sala noastră de repetiții. Eu sunt Robert de la Pyroblast, mulțumesc! Salut, sunt Bodo și am 19 ani. Cânt la tobe de 8 ani. M-am apucat de tobe pentru că îmi doream să fiu muzician și tobele mi s-au părut cele mai atractive. Bine, și acum fii și sincer cu noi dacă se poate. Îmi place să dau un tobele astea să le fac praf. Salut! Eu sunt Mihai. Am 19 ani și sunt chitarist în trupa Pyroblast. Din clasa 1 până în clasa 7 am făcut pian. Și nu prea mi-a plăcut. Bine, Petru, spune-ne de câte... Petru, zi-ne despre tine. Ce să zic, mă, despre mine? Câți ani ai? Unde studiezi? Ce colegiu ai terminat? Salut, sunt Aldea Petru, am 19 ani și sunt student la informatică economică la ASE. Prima oară când am cântat la chitară a fost când verișorul meu, Andru, mi-a arătat cum se cântă o melodie la Nirvana, la o chitară acustică. Mi-a plăcut foarte tare. Mihai, de ce te-ai apucat de chitară tu? În clasa 7 am prietenit cu Robe, fiindcă eram colegi de clasă și mi-a propus să ne facem o trupă. Și mi-a arătat un set de bas, mi s-a părut că arată foarte interesant. Și de atunci am început să cântăm împreună piesele de la Metallica și ce mai ascultam noi. Încet, încet am început să învăț singur și cu un profesor de chitară. Mihai, am... Și mi-a plăcut foarte mult ce mă învățam. M-a învățat să cânt pe note, m-a învățat mai multe piese și am început să fiu tot mai pasionat de muzică. Mai târziu, în clasa 9, chiar am început să compunem propriile noastre piese și cel mai frumos lucru a fost că oamenii de la concertele noastre chiar apreciau ceea ce cântăm și asta a fost cel mai important. Gata, ce mai Hai, aplaudați acum! Haideți acum!